treabă cu noi? Dacă ne acordați câteva minute. Vă rugăm frumos să ne spuneți care este scopul vizitei noastre astăzi. Am vrut neapărat să văd stadiul lucrărilor de transformare a unui spațiu în care va funcționa viitoarea judecătorie din Buzău. După cum știți, deși în Buzău avem un pat al justiției într-o clădire superbă, monument istoric, spațiul este impropriu în ziua de astăzi, de aceea cred că ideea de a muta într-un spațiu nou vine numai întâmpinarea judecătorilor și magistraților, grefierilor, ci și întâmpinarea buzăinilor, pentru a avea un spațiu civilizat într-o sală de judecată. Cred că lucrurile merg destul de bine și la momentul finalizării lor, la sfârșitul lunii octombrie, sper să aveți o surpriză plăcută, vorbind despre condițiile pentru noua judecătorie din Buzău. Cum vi se pare faptul că o judecătorie, o instanță, va funcționa în sediul unui centru comercial? Faptul că funcționează într-un centru comercial înseamnă că este aproape de cetățean. Cetățenii sunt aici, judecătoria va fi aici. Nu este o noutate. Prima judecătorie, prima instanță care a funcționat într-un fost spațiu comercial, într-un fost mod, dacă vreți, este Tribunalul București. Tribunalul București funcționează într-un magazin, fost magazin destul de cunoscut la vremea respectivă în București, magazinul Junior, care a fost transformat în instanță. Important este să avem condiții de lucru pentru judecători și grefieri corespunzătoare, săl de judecată corespunzătoare. Discutam puțin mai devreme cu președintele instanței, care asta îmi spunea. Noi am putea să avem termene mai scurte dacă am avea mai multe săl de judecată. În momentul de față sunt două săl de judecată. Aici vor fi 4 săli de judecată. Deci, spațiu mai bun înseamnă și termene mai multe și durata mai mică a proceselor, ceea ce cu siguranță este în interesul cetățenilor. Ne puteți spune ce anume a vizat această inspecție, această vizită a dumneavoastră? Am vrut să văd stadiul lucrărilor efectiv, pentru că e un termen destul de strâns. Sper să fie respectat și, cum spuneam, la sfârșitul lunii octombrie, toate lucrările să fie gata, să înceapă efectiv mutarea. Din punct de vedere tehnic, este totul în regulă, se asigură toate fluxurile, toate condițiile necesare bunei funcționări a unei instanțe de judecată? Amenajarea este făcută respectând fluxurile necesare unei instanțe de judecată, atât pentru personal, cât și pentru cei care au nevoie de instanță. Veți participa la inaugurarea noului sediu? Cu siguranță voi veni la inaugurarea noului sediu și sper, cum spuneam împreună, să vedem o instanță model și pentru altele de aici încolo. Cât credeți că va sta judecătoria Buzău în aceste secvențele, că este un sediu provizoriu și se caută soluții pentru construirea sau închirierea în spațiu permanent pentru judecătoria Buzău? Contractul este semnat pe durata de 5 ani de zile. În acest interval sperăm și la Buzău să avem o nouă clădire pentru judecătorie în proprietate. Buzău este introdus în Programul Național de Investiții derulat de Ministerul Justiției împreună cu Compania Națională de Investiții pentru sediile din capitalele de județ. Dincolo de nevoia de a renova Palatul Extern Monument Istoric, se va construi o nouă clădire pentru judecătoria Buzău în acești 5 ani de zile. Acolo din dreapta, nu? Și aici se va ridica un panou și va intra mașina cu arestați. Aici, aici. Unde? Chiar de la ușă. Nu mai intră, imediat cu ușă. Se va scoate aceste panouri și va fi o ușă din aceea metalică care se va ridica pentru că mașina cu arestați se ridică. Și acolo unde sunt cele 4 panouri, acum este semnalizația... Stai, nu, pe partea cealaltă. Pe partea cealaltă. Pe partea cealaltă. Deci, practic, intrarea principală va fi acolo. Va fi acolo, va fi niciun fel de altă semnalizație. Deci, practic, tot latura mică a clădirii. Da.
partea aceea și începând chiar de aici, cele care sunt de față de disperare, după a fi în respectivă, sau de a face o dată. Ele sunt vechi, sunt aici. Dacă vreau să dați o simulare pe care poate cumva arăta intra inclusiv cu... Cum sunt? Da. Este o vizită pe care ne-o doream și care arată implicarea Ministerului în tot acest proiect. Ministerul ne-a sprijinit de la început, ne-a oferit această oportunitate de a închiria un spațiu nou pentru judecătorie, spațiul actual fiind din propriul desfășurare activității pentru două instanțe de mărimea celor două, judecătoria Buzău și Tribunalul Buzău. A fost o vizită anunțată? A fost o vizită anunțată de ieri, deci nu cum foarte mult timp înainte. Și nu este prima vizită a domnului ministru pe acest proiect. Despre termenul de finalizare, spunea domnul ministru că la sfârșitul lunii octombrie ar putea fi gata lucrările. Deci, potrivit celor trecute în caietul de sarcini și în toată documentația care a însoțit licitația, contractul s-a încheiat pe data de 20 iulie și ar fi trebuit finalizat în 90 de zile, deci până pe 20 octombrie. Sperăm că se vor finaliza lucrările și de la 1 noiembrie vom funcționa într-un sediu nou. Din punct de vedere al mutării, dintr-un spațiu în celălalt a instanței. Credeți că există probleme? Va fi dificil de mutat toată logistica? Sperăm să nu și să beneficiem și de sprijinul autorităților locale sau autorităților de la nivelul ministerului. Pentru că avem nevoie de personal și de mijloace să ne mutăm dosarele în curs de rulare, toate registrele. Activitatea instanței, justițiabilii, vor fi incomodați de această mutare? Cred că nu. Noi vom încerca să mediatizăm acest moment pentru a ști toți justițiabilii, pe lângă ceea ce se va scrie pe citația fiecăruia, să cunoască locația noului sediu și sperăm să nu.